Foi, aí. Poate să copilaș. Dați voi, dai? Tu. Dai numai țigăleata și bine vezi fai mânca. Ia stai să fac un pic de loc aici. Dai leși la ea, nu? Lăs-o la ea, sigur. Eu m-am pic să... Hai mă-mi facă pisa cu lăbacă, eu mă tez mă lăbacă, eu dau cu libui bironul la acolo. Fiecare cu câte un vițel, cum vă descurcați? Fiecare cu câte un vițel, cum vă descurcați? Da, fiecare. Lasă, măi, că mă duc tot agitat aici, cum mă descurc. Ați mai văzut așa ceva? Noutatea în sat. Ve. Țineți de multă vreme animale, dumneavoastră. Da, e când dus. Băi, rău, ce trebuie să faci? E când dus ți-am avut animale. Și aveți program, veniți și ajutați în fiecare zi la vecinul dumneavoastră, așa? Da, păi dacă mă cheamă, îi ajut, dacă nu. Bă, spune-i! Primatul îl punem pe Rareș. Aia mi-e mare? Copilul... Dar nu închizi la nu, copilul ăsta e Rareș. Hai măi Rareș, mă. Uite, ai ce acolo. Da, hai Rareș, hai. Hai un pic. Am o să o treză Rareș. Hai. Hai Rareș, fii nervos. Am avut doi depitite de aici, alt și puțin la alt mare. Hai, care, mă? Dar ăștia azi, asta nu trebuie. Hai, mă, hai, pușcaș. Lasă că să scală în picioare, nu ridica așa, că să scală, să te faci tătă cu... Ia ți-i geamă. Și aici stăia din el. Stă din el? Aici stăia din el. Hai, din el, ha. Hai la mămica, mă. Nu m-am pis pe o vacă mai încoace, ha? Copiește, mă, regătate, să stai acolo, mă, 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 foarte mândră, Henie, foarte mândră, foarte mândră, mă, hai copil, hai. Da, păi să doi, hai copil, hai. Hai ninja, hai. Nu după partea o toaletă, nu după partea o toaletă. Leluțule, poți acolo ca din doi? Bineînțeles, acum suge Pușcaș. Te-a spus și nume, ce nume au? Pușcaș, Adinel, Leluțu și Rareș. Rareș cine? După medic, însămânțător și copilul din medicul și proprietarul. Personalități. Normal. Personalități. Pui, pui pe ei. Oh. La poate o tocă. Are un pic vaca de demn și se descurcă mai greu Pușcaș, dar... Pentru că e lucrat pe luni. Care e vedeta trupei așa? Rareș, Rareș. Ăsta e cel mai mic e vedeta. Cel mai mic e vedeta? Da. Rareș și piticul. Hei, mă, ați-a slujit? Slujit. A mei e zgrozavi. Asta e Rareș? Asta mai micuț, ăsta e în Pușcaș. Și ăsta? Da, mândraie. Îți băiesteți, n-are ce fac. Fac figuri la mâncare? Nu fac, uite cât îți deaspe. Atunci. Aici aveți probleme? Ăștia mănâncă din găleată. Au biberon. Poți să-mi ducă la biberon? Adă-mi vică găleată acasă.
Hai de la aici, negoace. Cam. Hai. În experiența noastră de asistent veterinar, azi nu ai avut asemenea... N-am mai avut. A fost un caz cu 3 în Buzaș anul trecut, dar n-am mai întâlnit. Cum s-a întâmplat? Știați că-s 4. Mă așteptam la 2. I-am făcut un tratament hormonal, doctorul Pușca, și uite ce a ieșit. Surpriză pentru toată lumea, da. Și pentru medici, specialiști. Da. Sănătoși toți? Toți, vioi. Se vede. Sunt băieți toți? Toți băieți. Ai, măi, Pușca. Ce să faceți cu ei? Ce plan aveți de viitor? O să-i ținem să răm la primăvară. Cu boi. Fără ajutoare, ar merge? E cam greu de unul singur. Iar și sora mea, facem. Familia cu vecinii? Atât când trebuie, ne ajută oricare. Gata, gata, mă, chevetului tu și ceva. Asta mânci, să crească. Să-i dăm la din el un pic să mânce din găleată. Da, gata tu! Da, să mă ajunge, du-te-mi încolo cu ei, du-te încolo, că vivim după tine, du-te acolo! Du-te acolo, că vivim acolo! Hai că e mai mult, să alimentați aici cum... Hai, împinge-l! Hai, Hai, mă! De asta aveți un vițel preferat sau îi luați pe rând așa? Cum dați o mână de ajutor? Ce faceți? Dar ce să faci? În atacal avem foame, din prima dată. Nu putem să avem preferat cine, că tot trebuie să mânce la fel. De ce trebuie să te ia la muncă fără zghie? Eu nu avem mânca așa, astăzi ea. Rămâne, dă 2 litri la isal, spente. Bă, ce s-a asta e cu tăină mai are care sunt? No, dă-l mai deoparte, Coleș. Întoarce-l. Să vede celălalt. Nu, așa e, măi. Ia la ea, că o să cărcă-l. Hai, Neluțule. Hai, să care-i? Lea din el. Lea din el și Alizamona e Pușcaș. Rareș și ăsta e Pușcaș. Ăla mea mică trebuie să-i pui Pușcaș. No, bine, mă. Că la mea mică, e dimensiunea, că se vede Luț. Să zi la cap. Vezi? Aici, te-ai! Nu-s frumos?
foarte frumos. Ce ați văzut? Cum, ce ați zis când ați văzut patru viței în loc de una? Dar până am văzut de când dus. Bătrân și eu, dar n-am văzut, nici n-am auzut. Nu v-ați aștepta trei, chiar în gospodăria noastră? De trei am auzit că o să îmbuzaș. Te la unul. Cu și când da. I-ați văzut pe toți patru, ce a zis? Păi, ce să zicem? Dumnezeu i-a dat. Că de nu-i dat Dumnezeu. Nu. V-ați mirat, e mirare mare pe ulița, mă. Da. Cum să nu? Eu am intrat în Olfi. Da. Le dăm mâncare. Da. Și apoi... Hai să trec, așa. Ori. Dacă ia să ne ia Dumnezeu, ori crește mari și... Cât lapte dă vaca într-o zi acum? Acum da, pe încă nu s-o căpeta la lapte, încă cam puțin. Și le ajunge laptele, îți plămâni starea? Da, pe amulii mai cumpărăm, până când se capete da. Vaca la lapte. Da. Avem da. Ce face, că nu-i putem înfometa. Deci de lucru cu ei, cum să zice? Da, fi bineînțeles. De lucru până e luni. Cum vă descurcați? Faceți față? Da, noi moșii nu. Facem cum putem și... Am înțeles că trebuie să vină și vecinii să vă ajute. Da, pe vin. Dar ce să facem, că nu i-am lăsat să moare de foame. Deci vă trebuie ajutoare din vecini. Da. Nici n-am auzit. Da, n-am auzit, bată. Nici n-am auzit. Când ați aflat cu fata a patru, ce a zis? Da, pe mine mi-a venit să plâng. Tot de ce? Da. Doră de biata vacă, că tău a înțepat în câmp până o fătat. N-am știut din noi că e amarul cu ea. Mirarea e că sănătoși toți și trăiesc. Da. Da, trăiesc mâncă. Acum nu dau un premiu frumos. Ați merita un premiu, da? Dar și normal. Mă, știți de acolo, nu vine afară. Acolo, bă, nu, vine. Ne-i n-a făcut.